Dragii mei, începem împărtășirea din seara aceasta, 24 martie 2022. După echinopțiul luat, este a treia zi de primăvară, în 21 martie este considerată prima zi de primăvară. Dacă nu greșesc să mă corectez, fratele pastor Bogdan, dar așa am învățat la școală, că în 21 martie prima zi de primăvară. Suntem în a treia zi și se simte lucrul acesta chiar afară. Dumnezeu a dat căldură. Eu stau aici cu ușa larg deschisă. Nu ține cont nimeni că mi-e frig la picioare, dar stăm înaintea Domnului acum și ne bucurăm că în timp ce vor cânta careva, voi putea lua puțin imaginea și să îmi las căldura în casă. Vă binecuvânez pe toți cei prezenți la închinare. Vă binecuvântez pe toți cei de pe YouTube, cei de pe Zoom. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun rău. Aceste cuvinte îl rog pe fratele Vasile să le amintească la sfârșit, așa într-o propoziție formulată mai elegant în ce privește o strângere de ajutoare pentru Ucraina. Dragilor, Dumnezeu să primească jertfa noastră a fiecăruia. Mult nu mai este și vine Domnul. Și m-am întrebat de multe ori. Doamne, când vii? Trebuie să am grijă ce am în cont. Nu cumva să fie tare mult. Mai mult decât o mormântare, două. Bani n-ar fi bine să fie în cont, că e bai mare. Că nu știu când plec, Și Domnul se uită și zice, bă, că ăsta a venit în coace. Dar trebuie să fac analiza cam ce-a făcut în viață cât a trăit. Să luăm cu maximă seriozitate situația a strângerii și a adunării. Vedeți dumneavoastră, doctorii nu știu tabla împărțirii și a scăderii, numai mulțirii și adunării. Noi, pocăiți, trebuie să învățăm a împărțirii și a scăderii, întotdeauna. Că aici e împărțeală scădeală, dar în cer îi adunați mulțit. Să nu uităm. Domnul să ne binecuvânteze pe toți copiilor. Ne închinăm Domnului și pentru aceasta rog ca fratele Decar să înceapă primul a lăuda pe Domnul cu o poezie, însoțit de soara Tabita o cântare, soara Danana o poezie, soara Geta o cântare și soara Pașca de asemenea o cântare. În ordine anunțată să slujim Domnului cu bucurie, după care voi anunța următoarele puncte. Slăvit să fie Domnul! Mulți te cheamă, te admiră, printre ei te admir și eu. Pe mulți poate îi treziră mântuirea lui Zacheu. Unii nu cunosc divine ce plan ai avut cu el. Mulți poate ar veni la tine, însă nu știu în ce fel. Unii nu știu ce condiții ai pus lui Zacheu tu ieri. Și nu știu nici ce pretenții ești în stare să le ceri. Eu nu știu că dintre toate două lucruri ceri divine, să se vadă cu păcate și să creadă apoi în tine. Suflete, ia-te cuprinsul legii care îți dă iertare. Vai de mine, păcătosul, Doamne, dă-mi, te rog, iertare. Tot ce a avut Zacheu să-i spună, cuprinde două cuvinte. Doamne, ai milă de mine, că sunt păcătos, Părinte. Prieteni dragi, priviți păcătosul de la vamă, ca în planul mântuirii stai întâi darea de seamă. Dacă vrei să-L vezi pe Domnul, uite-te întâi la tine. Vameșul îți dă îndemnul să te recunoști creștine. Nu că El nu ți-ar cunoaște multele tale păcate, însă El așa dorește tu să le condamni pe toate. Deci El n-a venit în lume ca să ți le pună în față și a venit ca orice nume să primească El viață. N-a venit cu osândirea, nu-ți condamnă El purtarea, a venit cu mântuirea să dea tuturor iertarea.
Nu e ceasul judecății, el e azi mântuitor, însă vom vedea cu toții că mâine judecător. Și de aceea azi te știe, el te știe, însă tace. El așteaptă de la tine să te vezi cum lui place, să te vezi ca om în lume, plin de rele, păcătos, și când ești chemat pe nume, să cobori în grabă jos. Orice titluri, orice ranguri și oricât ai fi de sus, dă-te jos din orice ramuri, căci așa te vrea Iisus. Iar o doua lege care ți se cere să o faci jos, e să-ți ceri plângând iertare, văzându-te păcătos, căci buretele ce șterge orice vină și păcat, e buretele căinței ce cu lacrimi mi-au dat. Pentru cei ce vor iertare, altfel nu te cunoaște, căci izvorul mântuirii din căință izvorește. Zici și tu, iubite frate, ca și vameșul suspine, iartă-mi multele păcate. Doamne, ai milă de mine. Zici și tu, ca și tâlharul, Doamne, mila ta să-mi dai, Doamne, tu revarsă-ți harul ca să fiu cu tine în rai. De ca Petru și ca Iona, când era înnecat în mare, și așa să vezi și întinde mâna și să-ți dea salvare. Iată pilda cea din carte, iată vameșul de față, el era vreun de moarte, însă Domnul a dat viață. El n-a dus osândirea păcătoșilor din lume, el veni să dea iertare oricui de orice nume. El a călător prin lume, după oaia rătăcită, el o strigă după nume și o leagă de rănită. El e medic de credință și de corp, de orice fel. Cei bolnavi au trebuință, nu cei sănătoși de el. El cheamă pe orice nume, păcătos și rătăcit. La neprihăniții lumii și la dreți el n-a venit. Tu te cugetă deoparte, meditând la ta purtare, să nu zici că ai păcate și nu poți primi iertare, ci tu fă ca acest nume. Strigă către Dumnezeu, cel mai păcătos din lume, Doamne, dintre toți sunt eu, Doamne, îndură-te de mine, fă să simt a ta iubire, iartă-mă de tot de bine, dă și mie mântuire, îți dau inima, Iisuse, fă să moară euul meu. Intră și la mine în casă, ca și în casa lui Zacheu. Amin. Minunată poezie, frate de gard, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să binecuvintez pe sora Rodica Ciui, pe sora Căluș Maria și pe sora Rosi. De asemenea pe sora Violeta Bălan, dar vreau să vă citesc tuturor cuvinte scrise cu multă înțelepciune. Domnul să lase și seara aceasta ploaie de la Rusali, ungere divină și mii de binecuvântări peste toate vase de cinste ale Domnului, păstor, prezbiter și peste cel care vorbește, Florin Peter. Mii de mulțumiri și mulțumim că Domnul Dumnezeu nostru este în mijlocul nostru ca un viteaz care poate ajuta. Ne vom bucura cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie. Ne salută pe toți cu Cefania 3:17, sora Petrescu Mariana. Sora Mariana, Dumnezeul Cerului și Pământului să vă binecuvinteze. Frumoase cuvinte. Scumpilor, care sunteți și puteți rosti câte o binecuvântare în scris, faceți-o cu bucurie, chiar și pe Zoom, că eu le voi citi. Și știți cum e? Nu știi niciodată o vorbă bună pe cine poate ajuta. Nu la voia întâmplării, Solomon a spus că o vorbă spusă la vremea ei e ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Adică o vorbă bună poate scuti o situație negativă în viața unei persoane care are gânduri nepotrivite. Nu uitați, spunea odată cineva, striga în gura mare, Domnul te iubește. Cineva a auzit,
mă, să mă mai iubească pe mine cât am făcut? Și o simplă vorbă spusă de un om mântuit, Domnul te iubește, a trezit la viață un om și l-a dus la mântuire. Nu uitați, de aceea spune Scriptura vorbele noastre să fie drese cu sare. Nu la voia întâmplării. Domnul să ne binecuvinteze. Frate de car, binecuvântat să fii. Frumoasă poezie. Ne închinăm cu sora Ratabita, urmată de sora Danana, după care sora Geta. Tu ești bucuria vieții mele, Doamne Dumnezeul meu preanalt. Când te chem mereu ești lângă mine și-mi ștergi lacrimile ce mă ard. Sufletul tânjește după tine, tu-mi ești părâi mânegăietor. Lângă tine e așa de bine, când îmi legi atâtea răncedor. Lângă tine sunt în siguranță și oricâte valuri ar urla, nu mă tem când știu că ești la cârmă. Tu ești drept, Iisus, și vei lucra. Sufletul tânjește după tine, tu îmi ești mereu mânegăietor. Lângă tine e așa de bine, când îmi legi atâtea răncedor. Iată ce mă face să am nădejde, când e întunecată calea mea. Știu că-n fiecare clipă în viață se înnoiește bunătatea ta. Sufletul tânjește după tine, tu îmi ești mereu mânegâietor. Lângă tine e așa de bine, când îmi legi atâtea răncedor. Când încerci un suflet, Doamne mare, nu ești bucuros să îl mâhnești, ci te înduri din nou și dai putere ca să vadă cât de mare ești. Sufletul tânjește după tine, tu îmi ești mereu mânegâietor. Lângă tine e așa de bine, când îmi legi atâtea răncedor. Amin. Tabita, Domnul să te binecuvinteze. Frate păstor Vasile Bogdan, vă rog să treceți nepotul lui Tabita, tușa foarte tare. Ne rugăm pentru el seara aceasta și pentru fratele Cristi de la Ineu, de 2 luni de zile este răgușit. Mi-a lăsat acum un mesaj, Domnul să se îndure și de el. Și un tinerel îmi spune așa, frate, rugați-vă pentru mâine, mâine am de dat sala auto, Domnul să aibă milă de mine. Domnul să-l ajute și în această privință. Desigur, pe lângă celelalte cauze, nepoții lui Tabita și fratele Cristi de la Ineu și fratele acesta îl cheamă Cosmin Sorin. Ne rugăm și pentru el ca Domnul să-i dea și biruință. Tabita, te-am urmărit în ultima vreme cântări pline de har, cântări minunate care vorbesc mult. Domnul să te binecuvinteze, Tabita. Ne închinăm în poezie cu sora Danana, urmată de sora Geta cu o cântare, după sora Geta, sora Pașca, tot o cântare, iar după sora Pașca, fratele Trif. Zacheu. Dintr-un dud de la înălțime, vameșul Zacheu privea către Domnul prin mulțime și nespus se bucura. Era singura-i dorință să-L cunoască pe Iisus, pe o scară de credință El urca acum mai sus.
Și deodată în drum se oprește Sfântul Sfinților Hristos. O, Zacheu, Iisus vorbește, vino mai degrabă jos. Astăzi trebuie, știu bine, să rămân în casa ta și lăsând orice rușine, vameșul se cobora. Cu o mare bucurie l-a primit-l pe Hristos. Mulți cârteau plin de furie, intră la un păcătos. Dar Zacheu luând înainte, vorba pocăinței lui, a rostit cu dor fierbinte hotărârea Domnului. Iată, Doamne, jumătate dau din avuția mea, iar pentru o nedreptate înapoi împătrit voi da. Domnul, fără să mai ceară alte lucruri de făcut, iată, el vorbește iară celor ce l-au cunoscut. Astăzi a intrat salvarea și în casa lui Zacheu, căci și el avea chemarea lui Avram din Dumnezeu. Fiul omului în lume n-a venit spre a pedepsi, ci spre cerul să îndrume pe toți acei ce-l vor primi. Tu, prietene, ce în viață mult ai vrut adeseori să-l privești pe Domnul în față, pe al tău cerul negru nori. Să îi spui lui tot necazul care pușor te-a cânt, când s-a ridicat talazul de furtun și ploi și vânt. Iată, astăzi Domnul trece printre frați, prin adunări, nu privi la vremea rece, nici lumeștile cărări. Piedici sunt și vor fi multe când la Domnul vei veni. Inima doar ia să asculte glasul sfânt ce-ți va vorbi. Și-ți va spune, poate în taină, lasă-ți viața ta de acum, a păcatului tău haină și alege noul drum. Drum de har și de lumină, cum Zacheu s-a fericit într-o zi blândă senină când pe Domnul l-a primit. Vino mai aproape de Iisus, de cer, de rai, Domnul e un izvor de ape, vii prin fericitul zgrai. El e gata să primească legământul ce îl faci pentru o viață creștinească cu cel sfânt să te împaci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, Sorana. Am amintit la început de Zacheu, dar n-am crezut că am mere liniile de poezie pe direcția cu Zacheu. De fapt, când e o unitate în duh, cam toate merg pe aceeași linie. Domnul să vă binecuvinteze încă o dată, Sorana. Ne închinăm acum cu sora Geta, urmată de sora Pașca, după care sora, fratele Trif. Aia să zic, sora Trif. Slăvit să fie Domnul. Iisus va veni negreșit, cuvântul el nu-și va schimba, iertarea și dragostea lui vor umple iar inima ta. Păcatul ce greu și inima-ți plânge cu amor, tu crede pe cel care stă iertarea și pacea în dar. Iisus va veni negreșit,
iertare și de pace îți va da. Iisus va veni negreșit și pace în inima ta. Încercarea ți-e grea și cerul îți pare închis, tu cheamă-l pe cel prea înalt, căci el ajutor ți-a promis. Iisus va veni negreșit, din valie te va ridica, credința și pacea de sus vor umple iar inima ta. Când crezi că ți-e drumul pustiu și crucea îți pare prea grea, cheamă-l pe cel ce e viu și viața și-a dat pentru a ta. Căci el va veni negreșit, putere pe drum îți va da, curaj și răbdare de sus vor umple iar inima ta. Nădejdea s-a stins și valul te duce în jos, când frica din nou te-a cuprins, tu cheamă-l pe Domnul Hristos. Căci el va veni negreșit, pe brațele lui te va lua, speranța, lumina din cer iar inima ta. Când râvna de slujire a scăzut, tu cere putere de sus, trăirea să-ți fie un model, iar cerul să-ți fie un țel. Iisus va veni, nu uita, la cer pe ai să-i va lua, fericit cu el să trăiești, acolo-n slăvile cerești. Domnul să vă binecuvânteze, sora Geta, frumoasă cântare, minunată. Ne închinăm cu sora Aurica Pașca, după care fratele Trif, după fratele Trif, fratele sora Petrescu, după sora Petrescu, sora Blaj, după sora Blaj, fratele Cătană Constantin. Slăviți să fie Domnul! Cu ochii mei privesc în sus, mai sus, mai sus de stele. Aș vrea să-L văd eu pe Iisus, care mă dă mânăgăiere. În fața Lui aș vrea să stau cu haina mea curată, iar păcatul care le mai am să mă spună că mi-l iartă. Când mă gândesc că sunt fericit, ispita-mi vine-n cale, iar eu nu pot scăpa de ea, Domnul mi-e barcă de salvare. Înainte merge cu pașii mei,
Căci Duhul Sfânt îmi spune să stau într-un lângă El, în efort și în rugăciune. La rugăciune când mă plec, acesta mi-este dorul. Câte voi trăi pe acest pământ, să fiu mereu cu Domnul. Căci El mi-a spus că pe pământ, în ori și ce necaz, puiați să trimiți un mesaj pentru mine a murit Iisus pe cruce răstignit. Pe urma lui eu voi păși în post și în umilință. Iar calea mea vreau să o sfârșesc cu întreaga suferință. Puțin mai e și Domnul vine, căci soarele e la apus. Și ne va duce în veșnicie, așa cum El ne-a spus. Și apoi cu Iisus vom intra în camera de nuntă, unde în veci de veci vom sta, cu-a lui mireasă sfântă. Amin. Frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvânteze, sora Aurica. Sora Valeria, nu vă faceți griji. Dacă nu v-a trimis SMS, să vă trimate de acum. Nu-i nicio problemă. Ați pornit microfonul, sora Pindican. Deci n-a fost nimic de rău, sora Pindican. Iar vorba că cineva trebuia să vă trimite un SMS. Păi dacă nu l-o trimis sora Pindica, să-l trimite de acum, ce mai? Scumpilor, ne închinăm cu fratele Trifur, mare sora Petrescu, sora Dorina Blaș și fratele Cătană. Rogă după predica fratelui pastor Bogdan, sora Bălan Violeta să aibă pregătită cântare cu fetele. Acum, fratele Trifur. Slăvit să fie Domnul! Omule, din toată truda ta, tu de aici cu ce vei pleca? Suntem din pământ și trecători, și aici doar niște muritori. Vine clipa când vor pleca de aici tot ce puternici, ce maldrași și ce mici. Atunci ei vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa când vor pleca de aici tot ce puternici, ce mari și ce mici. Atunci ei vor vedea ce-a spus Iisus cândva, bogățiile nu sunt valori. Dacă cerul e de partea cum, omule, întoarce-te din drum. Când ce-a spus Iisus de atâtea ori, adună-ți azi în cer comori. Vine clima
când va pleca de aici. Tot cei puternici, cei mari, dar și cei mici, atunci ei vor vedea ce-a spus Iisus viva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa când vor pleca de aici tot ce puternici, cei mari, dar și cei mici, atunci ei vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Dacă Biblia nu te-a convins, doar păcate, grijuri te-au învins. Poți muri, dar fără de Hristos, tot ce ai nu-ți este de folos. Vine clipa când vor pleca de aici tot ce puternici, cei mari, dar și cei mici, atunci ei vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa când vor pleca de aici tot ce puternici, cei mari, dar și cei mici, atunci ei vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Amin. Vine clipa când vom pleca de aici. Doamne, dă-ne lumina de care avem nevoie, să știm că la plecare de aici să rămână în urma noastră. A fost un bărbat, a fost o femeie care a fost credincioasă Domnului. Doamne, îndură-te de noi. Fii binecuvântat, frate Valentin, frumoasă cântare. Ne închinăm cu sora Petrescu, urmată de sora Blaș, după care fratele Cătană. După fratele Cătană, fratele pastor Vasile Bogdan ne va aduce mesajul pentru noi în această seară. Slăviți și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Uneori mă întreb care-i calea mea, uneori nu știu cum voi rezista. Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta, ține-mă mereu cu mâna Ta. Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta, ține-mă mereu cu mâna Ta. Când sunt ispitit, atras de lumea rea, atunci eu mă întreb care-i voia Ta. Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta, ține-mă mereu cu mâna Ta. Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta, ține-mă mereu cu mâna Ta. Mare dragoste Tu mi-ai arătat, când în jertfa Ta viață mi-ai redat, pace, bucurii și har mi-ai dat. Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta, ține-mă mereu în mâna Ta. Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta, ține-mă mereu în mâna Ta. Chiar de ești bogat și ai mult noroc, fericit nu ești, pace n-ai deloc. Vino azi la Iisus, El te va ierta, pace din belșug tu vei avea. Vino azi la Iisus, El te va ierta, viață din belșug tu vei avea. Timpul ți-l petreci, planul murte ai,
în Iisus nu crezi, căci nevoie n-ai, vino azi la Iisus, El te va ierta. Viață din belșug tu vei avea, vino azi la Iisus, El te va ierta. Viață din belșug tu vei avea. Mare dragoste El mi-a arătat, când în locul meu crucea a purtat. Vin acum la El și ești iertat, vino azi la Iisus, El te va ierta. Viață din belșug tu vei avea, vino azi la Iisus, El te va ierta. Viață din belșug tu vei avea, Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta. Ține-mă mereu în mâna Ta, Doamne, vreau să rămân doar pe calea Ta. Ține-mă mereu în mâna Ta. Amin. Ține-mă mereu în mâna Ta. Doamne, ține-ne pe toți în harul Tău. Domnul să vă binecuvânteze, sora Mariana, frumoasă cântare. Ne închinăm în recitat de poezie cu sora Dorina Blaj, urmată de fratele Costel Cătană cu o cântare, după care fratele păstor Vasile Bogean ne va transmite mesajul. La izvorul de sub stâncă, fiind cuprins de o sete adâncă, m-am apropiat de o stâncă. Și sub ea, când m-am plecat, un izvor eu am aflat, un izvor cu apă vie, tocmai ce-mi lipsea și mie, și-am băut și-am tot băut până inima s-a umplut, că-și stânca mie-mi zicea, cine bea din apa mea, niciodată n-a înseta, căci izvor de apă vie inima lui o să fie. Și tot bând cu încetişorul, iată că a apărut izvorul, tot curgând încet la vale, cresc mereu apele sale. Iar când ploaia cea târzie, cu ai să-i strop de apă vie, va umplea acest izvor, el va trece prin ogor. Țărâna să umezească, iar sămânța să încolțească, din ea ca să răsar apoi pomi cu roade, pomi de soi. Când stăpânul o să vie și va trece iar prin vie, să se poată bucura de rodul din via sa, iar cu glasul lui cel blând, să-l aud atunci zicând, robul meu cel bun e bine, credincios peste puține. Mi-ai rămas trăind în lume, peste multe te voi pune, cu talanții ce ți-am dat, încă doi ai câștigat. Eu nespus de bucuros, stând în fața lui Hristos, stânca mea și Domnul meu, îl voi preamări mereu. Amin. Stânca mea și Domnul meu îl voi preamări mereu. Întrebarea, cum? În trăire, în vorbire, în privire, în simțire, în tot ce sunt ca ființă, asta înseamnă aduce în primul rând slavă Domnului. Așa e, frate păstor Bogean. Amin. Ne închinăm cu fratele Cătană, după care fratele păstor de va aduce mesajul. Slăviți să fie Domnul! Doamne, adu-ți aminte, te rog, o bun părinte, și dă-ne ajutor. Uite ce stricăciune și ce amărăciune este și astăzi în popor. Semnul de rarul țale, cercetării tale este adesea lepădat. Goana e tot mai mare spre cele pieritoare, lumea e plină de păcat. Vremuri grele, vremurele, peste lumea întreagă s-au lăsat. Doamne, scapă-ne din ele,
vrem să fim ai tăi cu adevărat. Vremuri grele, vremuri rele, peste lumea întreagă s-au lăsat. Toate scapă de din ele, vrem să fim ai tăi cu adevărat. Nu se mai prorocește, omul se-mpotrivește, totul e numai omene. Firea e-mpodobită, strângă și se agită, dar nu e harul tău ceresc. Banii și învățătura restă, făce Scriptura, unde lipsește Duhul tău. Vai ce nenorocire, oamenii splini de fire, zic, suntem cu Dumnezeu. Vremuri grele, vremurile, peste lumea întreagă s-au lăsat. Doamne, scapă-ne din ele, vrem să fim ai tăi cu adevărat. Vremuri grele, vremurile, peste lumea-ntreagă s-au lăsat. Doamne, scapă-ne din ele, vrem să fim ai tăi cu adevărat. Sunt vremuri tot mai grele, vin să ne înșele, oamenii fără de Hristos. Dar roata lui trădează pe acei ce nu vechează, chiar dacă ei vorbesc frumos. Iată că-i Domnul vine, ferice e de cine lucă și fuge de păcat. Vine o zi măreață, e om s-a față-nfață, cel ce mi-a răscumpărat. Vremuri grele, vremurile, peste lumea-ntreagă s-a lăsat. Doamne, scapă-ne din ele, vrem să fim ai tăi cu adevărat. Vremuri grele, vremurile, peste lumea-ntreagă s-au lăsat. Doamne, scapă-ne din ele, vrem să fim ai tăi cu adevărat. Frate Cătană, țin să-ți spun că ai un fan aici cu noi pe Zoom, care fratele Valentin Trifte urmărește frumos, îi place mult cum cânți la chitară. De asemenea, și mie îmi place foarte mult. Domnul să binecuvinteze pe fratele Cătană, cântat o cântare frumoasă. De asemenea, îți rostesc binecuvântarea Domnului peste sora Adriana Hrișca. Iar acum rog pe Dumnezeu din cer să dea ușă de cuvânt fratelui pastor Vasile Bogdan. Amin. Mulțumesc, frate Florin, fiți binecuvântați toți cei ce la momentul acesta suntem împreună la ascultarea cuvântului. Voi citi din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, primele 10 versete. După citire, rog pe fratele Vasile Tecar să rostească o rugăciune de invocare a călăuzirii divine peste predicator și peste ascultători, pentru ca, de fapt, în toate cele rostite
și cele ce s-au rostit până aici, slava lui Dumnezeu să fie întru totul prezentă și împlinită. Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 1, citim cuvântul Domnului. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Să ne rugăm. Da, fratele Tecar, vă rog. Să binecuvântăm Dumnezeule mare și atotputernic și îți mulțumim căci în harul tău care ți-l-a arătat față de ființele noastre am putut și seara aceasta să fim înaintea ta la părtășie unii cu alții și vrem în continuare să lași binecuvântarea peste lucrarea ta din seara aceasta. În mod deosebit, mă rog să binecuvintez pe fratele Vasile, robul tău, slujitorul tău, vrem ca să-i dea un cuvânt și o ungere proaspătă. Când va deschide gura, să vorbești prin gura lui. Tu știi de ce avem nevoie fiecare, de aceea îți mulțumim că ne vedea o hrană potrivită fiecăruia parte, slăvească să numele tău. Binecuvintează fiecare frate și soră, ajută-ne să fim cu inimile deschise pentru ca sămânța care se seamănă să cadă într-un pământ bun, să încolțească și să dea rod pentru slava și gloria numele tău veșnic. Tot ceea ce am cerut, am cerut numele scump al Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că își vei lucra. Amin. Amin. Mulțumesc, frate Vasile Tecar, pentru rugăciunea înălțată. Mulțumesc celor care v-ați hotărât să călătoriți împreună cu mine pe lungimea de unda cuvântului în continuare. Să fim așadar într-un duc de rugăciune, ca cel preanalt să descopere cuvintele lui pentru inimile noastre și mai mult decât atât să ne ajute să trăim în mod practic. Citeam undeva că în anul 1905 s-a găsit într-o mină din Africa de Sud cel mai mare diamant, care a fost cunoscut până în ziua aceea. Apoi acesta a fost dăruit regelui Angliei. Dar pentru că era într-o formă brută, neprelucrată, acest diamant a fost dat unui specialist în domeniu ce locuia în Amsterdam pentru a fi prelucrat și a i se da valoarea cuvenită. Specialistul a analizat diamantul și cu o puternică lovitură de daltă l-a spart în două. Pentru cei neavizați, aceasta era o nebunie. Și sigur că au urmat comentarii legate de felul în care omul acesta s-a gândit că poate pune în valoare diamantul găsit de o așa mare valoare până la vremea aceea. Dar omul nostru a studiat cu atenție cum trebuie și ce trebuie făcut pentru ca prelucrarea acestui diamant să pună
în valoare acel obiect, astfel încât să poată reprezenta cu adevărat o operă de artă. Astfel prelucrat, diamantul a ajuns în cele din urmă să împodobească coroana regală britanică, precum și sceptrul regal. Dragii mei, aceasta pare o simplă poveste, dar tot în felul acesta lucrează și Dumnezeu cu viețile noastre. El dorește să ne prelucreze pentru a pune în valoare coroana creațiunii lui, adică pe fiecare dintre noi. Noi am fost creați cu un scop de a sluji de laudă slavei lui Dumnezeu. Că până la urmă lucrurile au luat altă turnură, e foarte adevărat. Prin căderea în păcat și neascultarea primilor oameni, am ajuns acolo unde am ajuns. Dumnezeu însă lucrează cu viețile noastre, alegând modalități diferite. Așa cum acest specialist a lucrat cu acel diamant, chiar dacă aparent a stârnit uimirea celor ce nu se pricepeau la lucrul acesta, în cele din urmă, valoarea acestuia a fost așezată la loc de cinste. De fapt, scopul final al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este ca într-o bună zi fiecare să fim slava Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și în seara aceasta, prin ceea ce Dumnezeu îngăduie, să fim prezenți aici, să primim cuvântul Lui, să slujim și să ne bucurăm împreună, e încă un mod prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Uneori o face astfel încât situații de criză, de conflict, probleme ce par nerezolvate, omenește vorbind, inundă existența noastră. Iată, în ultima perioadă am trecut prin pandemie, se pare că aceasta încă clocotește undeva. Pe de altă parte, războiul acesta atât de aproape de granițele noastre, toate veștile rele legate de crizele de tot felul, legate de aspectele materiale și de cele spirituale, evident, aduc înaintea noastră frământări de fiecare zi. Iată, chiar ultima cântare, fratele Catană a avut în mesajul acesteia tocmai acest lucru de mare importanță, dorind ca Dumnezeu să ne ajute să fie cu noi, să ne elibereze de îngrijorare, astfel încât dorința noastră, exprimată prin, iată, versul "Vrem să fim ai tăi cu adevărat", să fie împlinită. Predica din această seară se intitulează "Astăzi trebuie să rămân în casa ta". Acest titlu este, de fapt, mesajul rostit de Domnul Iisus Hristos adresat lui Zacheu, vameșul păcătos din Ierihon, dar un om sincer și căutător de mântuire până la urmă. Domnul mi-a pus pe inimă, potrivit textului pe care l-am citit din Luca 19, 4 idei principale pentru mesajul din această seară. Prima, oportunitate binecuvântată, din primele 4 versete ale pasajului. Ospitalitate cerească, versetul 5 și 6. Ostilitate sau împotrivire, versetul 7. Și la patrulea rând, orientare spirituală nouă, versetele 8 și 10 sau până la 10. Așadar, pentru Zacheu atunci, care l-a primit cu bucurie pe Domnul Iisus Hristos în casa lui, dar și pentru toți oamenii care de atunci au făcut la fel, acceptarea mesajului Domnului Iisus Hristos, astăzi trebuie să rămân în casa ta, este, în primul rând, oportunitate binecuvântată pentru mântuire. Aceasta este prima idee a mesajului în această seară. Mântuitorul îi spune lui Zacheu la un moment dat, și am citat motamo în titlul predicii din această seară, această afirmație a Domnului Iisus Hristos: astăzi trebuie să rămân în casa ta. Întrebându-i ce înseamnă aceasta, până la urmă am înțeles
gândindu-ne în primul rând la primele 4 versete citite, că aceasta este o oportunitate binecuvântată pentru mântuirea sufletului. Dragii mei, în contextul acesta al oportunității binecuvântate pentru mântuire, trebuie să știm că suntem scopul căutării divine. În versetul 1 spune, Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Iisus a venit să caute, spune cuvântul lui Dumnezeu, și să mântuiască. Suntem așadar pe agenda de lucru a Domnului Iisus Hristos. Deși trăim în Ierihonul lumii zilelor noastre. Așa cum spuneam, versetul 1 spune, Iisus a intrat în Ierihon. Și aceasta nu la voia întâmplării. Pentru că atunci avea în atenție pe oameni de acolo și în mod deosebit pe Zacheu în contextul dat. Dar fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră, dragi ascultători, suntem împreună scopul căutării divine. Dragii mei, vorbeam de Ierihonul lumii zilelor noastre. Cunoscătorii de Biblie știu că Ierihonul era cetatea despre care Iosua a zis, potrivit cu cele scrise în cartea Iosua, capitolul 6, cu versetul 26, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea Ierihonului. Și spune mai departe, cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Vedem cetatea aceasta după ce a fost cucerită și Dumnezeu a intervenit, a dat biruință poporului, a fost rostit acest cuvânt de blestem pentru ceea ce am citit deja în versetul 26 din Iosua, capitolul 6. Cineva totuși s-a încumetat să rezidească Ierihonul. Și cine a fost altul decât Ahab, un împărat rău din Israel? Și potrivit cu 1 împărat 16 cu 34, cuvântul spune că pe vremea lui Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul omul acesta, Ahab. Și sigur că a pus temeliile cu prețul întâiului lui născut și porțile cu prețul celui mai tânăr fiu. Pentru că așa a rostit Domnul. Dragii mei, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, omul care nu ocolește Ierihonul. El n-a ocolit nici Samaria, care, cum bine știm, era ocolită de evrei ce se credeau neprihăniți prin ceea ce ei fac. Ocoleau de fiecare dată Samaria. Poporul de acolo nu era întru totul acceptat. Era un popor cosmopolit, un popor cu altă religie sau cu o religie mixtă. Ei nu erau considerați oameni de băgat în seamă. Mântuitorul însă, conform celor scrise în Scripture, cel care trece prin Ierihon, trece prin Samaria. Și deși se vorbește în Scripturi, așa cum am citit despre această cetate, acolo erau oameni ce erau iubiți de Dumnezeu. În Ierihonul lumii zilelor noastre trăim noi, oameni pe care Dumnezeu ne iubește. Așadar, de vorbim de oportunitate binecuvântată pentru mântuire, în afirmația astăzi trebuie să rămân în casa ta. Ne gândim la faptul că suntem scopul căutării divine, așa cum a fost Zacheu în vremea aceea, deși locuia în Ierihon. Dragii mei, un alt mare har legat de oportunitatea aceasta este faptul că Evanghelia a ajuns în localitatea unde te găsești și de ce nu chiar în casa ta în seara aceasta. Acolo, în Ierihon, cuvântul viu, Domnul Iisus Hristos, a ajuns atunci acolo, pentru că Iisus trecea prin Ierihon și aceasta nu la voia întâmplării. Să ne gândim ceea ce noi deja cunoaștem, vestea bună, Evanghelia, ce există, iată, în mâinile noastre, oamenii lui Dumnezeu, cei așezați într-o asemenea lucrare, împlinesc vestirea Evangheliei. Și această veste bună a ajuns în locul în care dumneata trăiești. Mi-amintesc în Scriptură despre un om pe nume Felix, Faptele Apostolului, capitolul 24, care a avut mare har ca Evanghelia să fie adusă de Apostolul Pavel tocmai la el acasă.
spune cuvântul că omul acesta era căsătorit cu Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Iisus Hristos. A făcut-o, se pare, de mai multe ori. Marea problemă e că, de fapt, inima lui nu era tocmai curată și primitoare de Evanghelie. El aștepta de la Pavel să-i dea bani, el fiind apostolul atunci întemnițat, și această mită poate l-ar fi salvat din starea de detenție în care se afla. De aceea trimitea mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Evanghelia ajunsă în casa ta este un mare har. Faptul că Domnul Iisus Hristos a trecut prin Ierihon pentru Zacheu și nu numai pentru el atunci, a fost un mare har. Dragii mei, marea problemă e că e un contrast între acești doi oameni. Zacheu îl primește cu bucurie în casa lui. Felix însă avea cu totul alte gânduri. Și au trecut 2 ani astfel și în locul lui Felix a venit Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. A pierdut harul că Evanghelia i-a fost adusă în casa ta, în casa lui. În această seară este în casa mea și în casa dumitale. Ce vei face cu această oportunitate e o alegere personală. Apoi, în contextul acestei oportunități, ce e un rezultat al afirmației, astăzi trebuie să rămân în casa ta, e dragostea lui Dumnezeu dăruitoare. Dragii mei, acolo Mântuitorul practic era în plenul lucrării sale de mântuire pe pământul acesta. Pentru noi astăzi această istorie este inspirativă. Cunoaște mult mai mult decât Zacheu atunci. Dragostea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, care s-a dăruit pentru noi, e împlinită, e la dispoziția noastră. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este Ioan 3:16, versetul de aur al Scripturii. Dragii mei, e de mare importanță să înțelegem că suntem scopul căutării divine. Pentru aceasta, Iisus a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți, pe mine și pe dumneata. Evanghelia a ajuns la noi acasă. Dragostea lui Dumnezeu dăruitoare e acum în plină lucrare în perioada de har. Dar această oportunitate trebuie valorificată. E o oportunitate binecuvântată pentru mântuire și în afara faptului a ceea ce Dumnezeu a făcut. Și eu am prezentat doar pe scurt câteva aspecte ale vastei lucrări de mântuire a Domnului Iisus Hristos. Noi ce ar trebui să facem? Să căutăm pe Domnul la rândul nostru. Dragii mei, versetul 3 spune: Zacheu căuta să vadă care este Iisus. Câtă vreme se poate găsi, trebuie să facem lucrul acesta. Isaia 55:6 e mesajul lui Dumnezeu cu mulți ani înainte, ca omul acesta, Zacheu, să caute să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. El a căutat să facă lucrul acesta câtă vreme se putea găsi și oportunitatea aceasta era valabilă. Doamne, mulți trec pe lângă ocazii binecuvântate ce Dumnezeu le dă pentru ca ei să poată primi mântuirea. Să căutăm așadar pe Domnul, spune cuvântul în versetul 3, prima parte, după modelul lui Zacheu din Scripturi. Și aceasta câtă vreme se poate găsi, indiferent de prejudecățile oamenilor. Ce credeți? Oamenii îl cunoșteau pe Zacheu. Spune Biblia clar, era un om bogat și era un vameș. Erau de fapt 2 categorii, dacă vreți dumneavoastră, de extremă. Oamenii bogați, știm foarte bine, Domnul Iisus Hristos vorbește despre ei, că în vremea aceea e mult mai ușor o cămilă să treacă prin urechea acului decât un bogat să caute mântuirea. Cât despre vameși, părerea poporului despre ei era una deplorabilă. Erau cei care strângeau impozitele, dările, și acestea evident pentru poporul acela, pentru poporul roman, care erau atunci ocupanții
sigur, nedoriți pentru Israelul din vremea aceea. Dragii mei, indiferent de prejudecățile oamenilor, Zacheu a căutat să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Ce credeți? Și noi avem parte de aceste prejudecăți din partea multor oameni. Și sigur că toate acestea nu vor întârzia să atingă viața noastră. Dar noi trebuie să-L căutăm pe Domnul și să punem în valoare oferta cerului și oportunitatea binecuvântată a mântuirii. Găsim soluții pentru limitările noastre. Iată, nu întâmplător se vorbește aici de limitări umane, ce ne pot afecta căutarea. În cazul lui Zacheu, spune, era vorba de limitări fizice, era mic de statură. Lumea se îmbulzea și probabil n-ar fi vrut să fie văzut în linia întâi în față, în momentul acela sau la început. Dar aceste limitări au găsit soluții pentru el. S-a urcat într-un dun. Era mai sus decât toți ceilalți. Și prin aceasta înțelegem că Zacheu cu adevărat a căutat să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Eliminând, dând la o parte limitările umane, aceste, iată, fizice. Și nu întâmplător e descris aspectul acesta, pentru a ne face pe noi să înțelegem că nu există de fapt limitări fizice care ne pot împiedica și care n-au soluții. Omenește vorbind, găsim soluții pentru multe probleme de ale noastre. Duhovnicește însă de multe ori, nu dorim lucrul acesta. Dar, iată, Zacheu găsește soluții nu doar pentru limitări fizice, ci și pentru cele de cunoaștere și informare. Biblia spune, el știa că pe drumul acela avea să treacă. Aceasta înseamnă că Zacheu cunoștea într-un fel itinerarul. A fost informat de aceasta. Probabil, direcția aceasta spre care mergea Domnul Iisus Hristos era una ce putea fi văzută atunci. Omul acesta a fost cu adevărat interesat să cunoască pentru a-și împlini scopul căutării sale. Pe drumul acela avea să treacă. Dar sigur că puteau să fie limitări legate de timp, de comoditate, de indiferență, de teama schimbării, de necredință și așa mai departe. Multe limitări umane pot să stea împotriva căutătorilor de Dumnezeu. Să vorbim de timp, cu siguranță de nu ne facem timp, nu-l avem. Cât despre comoditate, el a ea acasă. Indiferența erodează viața oamenilor. Teama schimbării e tot mai mare și când vorbim despre Dumnezeu și prezența Lui în viața omului, schimbarea este inevitabilă. Adevărat, necredința erodează tot mai mult și în vremea noastră. Iată, toate aceste limitări însă găsesc soluții pentru cei care doresc cu adevărat să-L caute pe Domnul, cum a făcut-o Zacheu altădată. Dragii mei, oportunitatea binecuvântată a mântuirii oferită de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos face pentru noi mântuirea Lui glorioasă, posibilă și personală. Aceasta este așa un fel de concluzie la prima idee a mesajului în această seară. Oportunitatea binecuvântată a mântuirii ce ne oferă Dumnezeu prin Iisus Hristos face pentru noi, pentru fiecare dintre noi, mântuirea Lui, posibilă în primul rând și în al doilea rând personală. E posibilă pentru că, așa cum am văzut în prima parte a celor spuse până aici, Dumnezeu prin Iisus Hristos a deschis cale ca noi să putem accesa mântuirea. Și personală, pentru că, iată, după modelul lui Zacheu, el îl caută pe Domnul Iisus Hristos. Caută să-L vadă. Și acesta este primul pas. Dumnezeu să ajute pe toți ascultătorii să folosească din plin această oportunitate divină a mântuirii. Pentru ca mântuirea asta posibilă prin Domnul Iisus Hristos să fie și personală. Dumnezeu ne mântuiește pe fiecare. Și lucrarea aceasta e una personală. El nu ne mântuiește în grup. El ne mântuiește în mod personal pe fiecare. Noi putem să slujim în grup, noi putem să ascultăm Evanghelia în grup,
noi putem să împlinim multe lucrări spre slava lui Dumnezeu, fiind într-un grup de oameni mântuiți. Dar mântuirea, mă iertați, este personală. În al doilea rând pentru seara aceasta, mergând acum la cea de-a doua idee a mesajului, a predice, mesajul Domnului Iisus Hristos, astăzi trebuie să rămân în casa ta, este pusă în valoare ospitalitatea cerească sau divină oferită de Domnul. Când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Zacheu, astăzi trebuie să rămân în casa ta, de fapt, în această afirmație, e pusă în valoare această ospitalitate cerească sau divină pe care Domnul o oferă. Dragii mei, când vorbim de ospitalitatea, aceasta, de fapt, se referă la bunăvoința sau deschiderea de a primi pe cineva în casă și a-i pune la dispoziție cele necesare. Intrând și rămânând în casa lui Zacheu, ceea ce de fapt înseamnă intrarea Domnului Iisus în viața lui Zacheu, se deschide de fapt ospitalitatea divină de care omul acesta atunci și noi astăzi avem parte. Dragii mei, această ospitalitate este inițiată de Domnul Iisus Hristos. Citesc versetul 5. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. De fapt, prin intrarea și rămânerea Domnului Iisus în casa sau în viața lui Zacheu, respectiv în viața noastră, suntem strămutați în împărăția dragostei lui. Vedeți că până la urmă, ospitalitatea aceasta a lui Zacheu este de fapt ospitalitatea Domnului Iisus. E una cerească. E adevărat că omul acesta își deschide casa și prin aceasta înțelegem bunăvoința lui de a-l primi pe Domnul Iisus Hristos în casa lui. Dar până la urmă, de fapt aceasta este o perspectivă binecuvântată a unei alte ospitalități, celei divine, inițiată de Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când El intră în viața noastră, în casa noastră, de fapt, dragii mei, noi suntem binecuvântați cu acea strămutare în împărăția dragostei Domnului Iisus Hristos. Pentru că prin nașterea din nou, urmată de mărturisirea credinței, prin botez nou testamental, intrăm în biserica Lui. Observați ce înseamnă ospitalitate cerească. De fapt, noi ceea ce știm astăzi și-a aplicat vremurilor noastre, aceasta este realitatea. Nu întâmplător, astăzi trebuie să rămân în casa ta. E pusă, de fapt, în valoare această ospitalitate cerească. Pentru că, intrând în viața noastră, schimbându-ne viața, mărturisindu-ne credința în fața marturilor văzuți și nevăzuți, noi suntem adăugați bisericii lui binecuvântate. Dragii mei, pentru a înțelege mai bine această ospitalitate duhovnicească, Biblia ne prezintă biserica prin diverse metafore sugestive în sensul acesta. Da, noi intrăm într-o nouă familie, în biserica Domnului Iisus Hristos. Și tocmai de aceea Biblia ne prezintă biserica prin metafore, pentru ca noi să înțelegem, de fapt, ce conține această sfântă ospitalitate. Dragii mei, fiecare dintre noi ne bucurăm atunci când suntem primiți cu ospitalitate. Dar aș vrea să vă spun, când Dumnezeu ne primește, are o ospitalitate cerească, divină, specială. Pentru că atunci când Biblia prezintă biserica ca fiind trupul lui Hristos, conform 1 Corinteni capitolul 12, Domnul ne oferă unitate, acceptare, slujire, întrajutorare. Dacă citim în Faptele Apostolului capitolul 2, atunci când ia naștere biserica lui Hristos, cei care s-au adaos la numărul credincioșilor din vremea aceea aveau în trupul lui Hristos, în biserica lui, o trăire specială, binecuvântată, în unitate, în acceptare, în slujire, în ajutorare. Dumnezeu e Cel care ne binecuvintează cu asemenea har în biserica Lui. Apoi Biblia prezintă biserica ca templul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 2, de la 19 în continuare.
Și aici se vorbește de sfințenie. De vorbind de templu, ne gândim la stabilitate, la siguranță, la legătură indestructibilă prin piatra din capul unghiului sau cheia de boltă, care este persoana Domnului Iisus Hristos. Aici vorbim de zidire, de creștere spirituală. Iată, componente ale ospitalității cerești, divine, de care Domnul ne face parte, de care a avut parte Zacheu atunci, în perspectiva lucrării Domnului Iisus Hristos. Atunci când Biblia ne prezintă biserica poporului Dumnezeu, 1 Petru capitolul 2, de fapt Dumnezeu ne vorbește de apartenență, de relație, de alegere, de răscumpărare, de sfințire, de misiune. Iată, toate acestea ne sunt oferite în frumusețea ospitalității divine. Atunci când Biblia vorbește despre biserică ca fiind familia lui Dumnezeu, aici ne vorbește despre autoritate, despre purtare de grijă, despre categorii de vârstă, despre interdependență. Avem parte de frați, de surori, de mamă, de tată. Spune cuvântul Matei 10:28-30. Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigonire, evident, iar în veacul viitor, viața veșnică. Vedeți? Caracteristici ale ospitalității divine oferite de Domnul atunci când El ne spune în această seară, astăzi vreau, trebuie să rămân în casa ta. Apoi Biblia vorbește de biserica Lui ca fiind ogorul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă câmp de lucrare, înseamnă contribuția celor care slujesc cu responsabilități diferite, înseamnă veghere, să nu fie strecurată altă sămânță străină de Evanghelie. Apoi Biblia vorbește de turma lui Hristos cu revenire la biserica Lui. E aici pastorala divină prezentă, abundența hranei spirituale, protecție, corecție, orientare spirituală și așa mai departe. În final, dar nu în cele din urmă, pentru că există și alte metafore, Biblia prezintă biserica ca fiind miriasa Domnului Iisus Hristos, Apocalipsa 19. Aceasta înseamnă pregătire, ținută impecabilă, neprihănire, așteptarea mirelui, veghere și așa mai departe. Dragi ascultători, în final, veșnicia cu Domnul va fi ospitalitatea cerească supremă cu care ne va binecuvânta Dumnezeu într-o bună zi. Pe toți cei ce înțeleg astăzi ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 5. E cuvântul lui Dumnezeu ce ne vorbește despre finalul acesta binecuvântat și ospitalitatea cerească supremă. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Le va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Așadar, a doua idee a mesajului din seara aceasta aduce în imagine această ospitalitate cerească. I-am spus așa pentru că iată prin aceste câteva prezentări ale ceea ce înseamnă Biserica lui Hristos, în care suntem chemați, invitați. De fapt, atunci când noi înțelegem că Iisus Hristos trebuie să rămână în casa noastră, toate acestea binecuvântări sunt ale noastre. Iar perspectiva promisă a unui final, a unei ospitalități cerești supreme, e îndreptată spre fiecare dintre noi. Știți ce face Zacheu? Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie, spune versetul 6. Accepte cu bucurie ospitalitatea divină. Dragii mei, aici trebuie să descoperim urgența acestei acțiuni. Spune cuvântul, s-a dat jos de grabă. Ar fi putut să se facă că n-aude, că nu vede. Mă gândesc la toți oamenii care și-au îndreptat privirile spre Zacheu. Unii poate au început să zâmbească în colțul gurii, alții să comenteze, alții să batjocorească și să spună ăsta e omul care
Mi-a luat mai mult decât ar fi trebuit. Și din cauza lui n-am avut pâine pe masa copiilor. Dragii mei, omul acesta înțelege urgența acțiunii. S-a dat jos în grabă, în privirea oamenilor. Pentru că Iisus Hristos, rostind ceea ce a spus, sigur, că a făcut ca atenția să fie îndreptată spre acest om, Zacheu, cunoscut de așa de mulți acolo prezenți. Apoi, acceptarea aceasta cu bucuria lui Zacheu, conform versetului 6, înseamnă ascultare fără condiții firești. Zacheu s-a dat jos, fără comentarii, fără amânări, înțelegând urgența și ascultarea de care dă dovadă. Și apoi, primirea Domnului Iisus Hristos. Aceasta înseamnă acțiune liber consimțită și nu oricum, cu bucurie. E bine, ospitalitatea ne e oferită, dar trebuie să o și acceptăm și nu oricum, ci cu bucurie. O concluzie la acest al doilea gând al mesajului din această seară. Să nu uităm, dragii mei, ospitalitatea cerească lui Dumnezeu ne oferă odihna sufletească de care avem nevoie. Astfel, pentru noi, mântuirea devine urgentă. Există un verset în Scriptură, Evrei 4:1, care spune așa: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, în această ospitalitate divină și cerească, adaug eu aici, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Aceasta înseamnă urgența mântuirii, care trebuie înțeleasă și trebuie acceptată. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În cel de-al treilea rând, sau cea de-a treia idee a mesajului, e vremea să știm că mesajul Domnului Iisus astăzi trebuie să rămână în casa ta, stârnește ostilitate sau împotrivire iminentă, spune versetul 7. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Vedeți, dumneavoastră, această ostilitate și împotrivire este îndreptată spre Domnul Iisus Hristos. Dar ce credeți dumneavoastră, în același context, nici Zacheu nu era înlocuit și dat la o parte. Ostilitatea sau împotrivirea e iminentă, stă să se producă de îndată. Și aceasta vine din partea celor care nu au înțeles că Iisus a venit să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. Iată, cuvântul spune în 1 Timotei 1:15. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Cei care au fost acolo și s-au purtat cu împotrivire sau ostilitate erau din categoria celor ce n-au înțeles adevărul acesta. Dragul meu, astăzi e bine să știi că atâta vreme cât accesi pe Domnul Iisus Hristos, vei avea parte de împotrivire. Sigur că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Să spunem fiecare dintre noi: Doamne, cel dintâi sunt eu. Aș vrea să fac parte din categoria mântuiților tăi. În Marcu, capitolul 2, cu versetul 17, Domnul Iisus Hristos spune într-un anume context: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. E bine, când oamenii nu înțeleg realitatea aceasta, vor porni împotrivire și ostilitate împotriva celor ce urmează pe Domnul Iisus Hristos. Dar mă gândesc că oamenii aceștia împotrivitori erau și cei care ar fi dorit ca Zacheu, păcătosul, să fie pedepsit pentru nedreptățile făcute și poziția lui de vameș, care le-au adus atâtea probleme în viața de fiecare zi. Să nu uităm, exclusivismul religios al fariseilor și saducheilor, la fel ca naționalismul etnic a acestor oameni, funcționa din plin. Am amintit la începutul predicii despre samariteni și iudei,
era un naționalism etnic acolo, dar și exclusivismul religios al conducătorilor din vremea aceea erau de asemenea realități cu care oamenii se confruntau atunci. Dragii mei, oamenii care ar fi dorit ca acest Zacheu să fie pedepsit, mă gândesc că făceau parte din categoria celor ce se împotriveau și se purtau cu ostilitate. Sunt astăzi oameni care mai degrabă judecă decât să deschidă inima, să se gândească la recuperare, să se gândească că oamenii au nevoie de mântuire. Ei sunt exclusiviști din punct de vedere religios, se cred că sunt neprihăniți și în felul acesta sunt siguri care călătoresc spre rai, dar din nefericire nu vor ajunge acolo. Pentru că de nu-i dragoste, de nu-i inimă deschisă, de nu-i dorință de a merge împreună și a recupera pe cei căzuți și a ierta pe cei vinovați, cu siguranță, oamenii aceștia care nu trăiesc astfel n-au nicio șansă să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, ostilitatea sau împotrivirea de care avem parte ne face să înțelegem că mântuirea primită este de calitate. Nu-i din lumea aceasta, deoarece lumea iubește ce ia ei. Spunea cineva să ne punem un semn de întrebare atunci când nimeni nu ne va întreba sau nu vom avea împotriviri când este vorba de viața noastră de pocăință. Atunci înseamnă că vom fi niște pocăiți ca lumea. Ne vom confunda cu lumea, cu principiile ei, cu trăirea ei. Și aceasta nu înseamnă viață duhovnicească. Această ostilitate sau împotrivire de care avem parte ne face să înțelegem că mântuirea primită este de calitate. Și aceasta strânește împotrivire. Ioan 15:18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât, spune Domnul Iisus înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. În cel de-al patrulea rând și ultimul, pentru seara aceasta, așadar am ajuns la ultima idee a mesajului. Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Aduce orientare spirituală nouă. De la versetul 8 la versetul 10, pasajul din Luca 19, citim și găsim lucrul acesta. Și acum, vă rog să fiți atenți. Când este vorba în pasajul acesta de Zacheu, dar se aplică și în cazul nostru, a celor care lăsăm ca astăzi să rămână Domnul în casa noastră, în viața noastră. Orientarea aceasta spirituală nouă, iată, e definită în primul rând de la a nu da nimănui explicație pentru viața și trăirea ta, la a sta înaintea Domnului acceptându-i autoritatea. Asta face Zacheu. El nu dă de explicații nimănui, credem, pentru viața și trăirea lui. Dar la momentul acela, spune cuvântul, că a stat înaintea Domnului, aceasta înseamnă că i-a acceptat autoritatea. Iată așadar orientarea spirituală nouă, prin faptul că Iisus rămâne în casa noastră, începe să lucreze. Aceasta înseamnă obiectivitate, înseamnă sinceritate, înseamnă recunoașterea unei autorități față de care trebuie să ne subordonăm. Apoi, Zacheu are o nouă orientare spirituală, de la lăcomie, de posedare, mită și zgârcenie, la compasiune. Iată ce spune. Jumătate din avuție o dau săracilor. Până în momentul acela când Iisus Hristos a intrat în casa și în viața lui, era un om lacom, ca toți ceilalți din breasla lui. Deposedat de valori pe alții. Era ușor de mituit, probabil. Și era un om zgârcit, dar iată, acum plin de compasiune. Jumătate din tot ce am strâns dau săracilor. În aceeași categorie a noii orientări duhovnicești îl vedem pe Zacheu, de la înstrăinarea de Dumnezeu prin păcat, la apartenența prin credință la poporul lui Dumnezeu. Știi ce spune cuvântul Domnului? Spune Domnul Iisus Hristos: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta,
căci și el este fiul lui Avram. Altădată înstrăinat de Dumnezeu. Iată că în momentul acela e definită această apartenință de care el avea nevoie în momentul acela. Pentru noi, în acest sens, Dumnezeu știe ce spune în Efeseni 2:11. Altădată erați neamul din naștere, numiți netăiați împrejur de aceea care se cheamă tăiați împrejur. Aduceți-vă aminte că în vreme ce erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Vedeți? Așa da orientare spirituală. De la înstrăinarea de Dumnezeu prin păcat, la apartenența la poporul lui Dumnezeu, prin credință. Și Apostolul Petru vorbește despre aspectul acesta. În 1 Petru 2, începând cu versetul 9, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumină. Pe voi care odinioară erați, nu erați un popor, acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaseți îndurare, acum ați căpătat îndurare. Dragii mei, orientarea spirituală nouă ne face să înțelegem că mântuirea este practică și permanentă în același timp. Zacheu, dintr-un vameș păcătos, a devenit un nou om cu un nou început spiritual și sunt sigur că nu numai spiritual, primindu-l pe Domnul Iisus Hristos cu bucurie în viața și în casa lui. Asemenea lui, putem fi oricare dintre noi urmărind același drum al mântuirii ca și el. Dragi ascultători, Dumnezeu prin cuvânt ne spune: astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și în acest sens Dumnezeu ne face încă parte prin har de oportunitatea mântuirii, așa cum am văzut până aici. O mântuire binecuvântată de care avem parte. Aceasta făcând pentru noi mântuirea Domnului Iisus Hristos posibilă și personală. În al doilea rând, prin harul lui Dumnezeu, ospitalitatea lui cerească despre care am vorbit în mesajul acesta, ne oferă odihna sufletească de care avem nevoie. Astfel, pentru noi, mântuirea devine urgentă. De aceea să luăm bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare credința intrării în odihna aceasta sau în mântuirea lui, niciunul să nu se pornească venit prea târziu. Apoi, avem parte de ostilități și împotrivire. Dar aceasta ne face să înțelegem că mântuirea primită trebuie să fie de calitate. Noi nu suntem din lumea aceasta, deși locuim în ea, deoarece lumea iubește ceea ei, se va purta cu împotrivire față de cei care au o lucrare de mântuire de calitate și trăiesc în calitatea aceasta duhovnicească. Și apoi, orientarea spirituală nouă, ce o primim prin nașterea din nou, ne face să înțelegem că mântuirea este practică și permanentă. Zacheu l-a primit cu bucurie pe Domnul Iisus și astfel mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos nu a fost doar posibilă, ci și personală. Nu a rămas o simplă curiozitate împlinită sau ceva ce se poate amâna, ci urgența momentului trăit de el atunci. Nu s-a manifestat doar ca o trăire sentimentală de moment, ci ca o lucrare divină profundă, de calitate care stârnește împotrivirea diavolului. Nu a înțeles mântuirea doar ca o simplă teorie, ci ca o realitate practică și permanentă. Ce vei face tu? Ce voi face eu? Astăzi Iisus trebuie să rămână în casa ta și în casa mea. Dragul meu, te îndemn cu toată dragostea. Primește-L pe Iisus Hristos în inima ta, în viața ta, în casa ta. Vei avea parte de mulțimea binecuvântărilor descrise pe scurt în seara aceasta, în mesajul pe care Domnul l-a pus în inimă, dar cu perspectivă eternă, salvându-ți viața pentru totdeauna. E harul lui Dumnezeu încă valabil. Știu, sunt voci
care vin din partea celui rău și te opresc să faci pasul spre pocăință. Ascultă de Evanghelie, desprinde-te de păcat. E suficient cât ai trăit până aici fără Dumnezeu. E vremea întoarcerii. E timpul din urmă. Mântuirea e urgentă. Nici unul din voi, din cei care ascultați acum, să nu vă pomeniți, veniți prea târziu. Va fi un moment prea târziu. Acum e har. Prea târziu înseamnă finalul vieții pe pământul acesta. Putem muri, putem încheia existența sub soare. Nu știm ziua de mâine. Poate veni Domnul conform promisiunii sale și va fi trasă cortina peste istoria acestei lumi. Va veni sfârșitul. Trăim vremea sfârșitului. Ceea ce vă spun nu înseamnă altceva decât realități prezentate în Biblie, în Scriptură. Citiți și veți vedea de faptul că acum e vremea potrivită să nu amânăm nici o secundă de aici înainte, predându-ne viața în mâna Domnului Iisus Hristos. El este Cel care ne iartă în urma mărturisirii păcatelor. El este Cel care ne primește în ospitalitatea binecuvântată a bisericii, a împărăției și a cerului Lui în final. Este vremea pocăinței pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să primim mesajul acesta și să ne întoarcem la Tine cu adevărat, până nu-i prea târziu. Amin. Amin, frate Vasile, ce să știu să zic? Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la Tine până nu-i prea târziu. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Vasile, un mesaj minunat. Am avut și avem ce învățat din fiecare mesaj care ne-l expuneți. Cu atât mai mult din predicile care le expuneți o dată pe săptămână, joia, dar în fiecare zi, nu vreau să vă laud, dar nici nu pot să dau. Mesaje pline de învățătură dimineața când ne le transmiteți și dumneavoastră văd că ați rămas pe o linie constantă, nu ne-ați lăsat în paragină. Și pentru asta zic Dumnezeu să vă binecuvânteze vreo de vă zile. Amin și pe fiecare din dumneavoastră. Dragilor, ne închinăm cu sora Pintican, fratele Valentin Trif și sora Petrescu, de început. Glorie Domnului! Ești în floarea vieții tale, fă ceva pentru Hristos, ca să poți odată spune că ai fost lui de folos. Omule, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, vino slujba Domnului. Mii de frați și surioare, azi e timpul să luptăm, să pornim cu toți la luptă, cu nuna s-o câștigăm. Frate, azi te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, vino slujba Domnului. Tinere, pornește astăzi, înrolează-te voios în oștirea care luptă pentru slava lui Hristos. Tinere, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, vino slujba Domnului. Vino astăzi până ești tânăr și-ți dă viața lui Hristos. Lasă lumea trecătoare, că nu-ți este de folos.
Tinere, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, vino în slujba Domnului. Omule, te cheamă Domnul să te apleci la crucea Lui. Lasă lumea trecătoare, vino în slujba Domnului. Amin. Vino în slujba Domnului, că oile noastre care fac slujbă s-au scump pe YouTube. Și aici avem păsora Pindicam, pe fratele Valentin, păsora Dan Ana, păsora Petrescu, păsora Dorina, păsora Geta, pe fratele Vasile și pe Tabita. Restul s-a ascuns și pe Urica Pașca. Restul s-a ascund între vase. Zice Scriptura că nu lăsa pe nici unul să plimbe vasele prin templu. Frate Vasile, așa scrie, în altă conjunctură. Așa că cei care Domnul vă încredința ceva, haideți, vă rog, aici, ca cei ce ascultă pe YouTube să asculte cântările Domnului. Sora Pindicam, Domnul să vă binecuvinteze. Ne închinăm, fraților, cu fratele Trif și sora Petrescu, după care rog pe fratele păstor Bogdan să ne motiveze la rugăciunea de cauze, facem rugăciunea de cauze și nu mai ținem păstorii până târziu. Stăm noi în a lăuda pe Domnul, în cântare, în poezie și așa mai departe. Frații păstori, trebuie să le facem un program mai devreme să se retragă la odihnă. Mai ales că fratele păstor Bogdan este și inginer de profesie și și lucrează. Slăvit să fie Domnul! Mișel trecea prierihul și vameșul Zacheu, a vrut să-l vadă pe slăvitul fiul de Dumnezeu. Era un om mic de statură, însă s-a suit într-un pom și pe acolo Domnul a venit. Zacheu, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. Zacheu, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. De grabă jos cu bucurie, el s-a coborât. Un mare har în ziua aceea lui i s-a făcut. În ziua aceea înțeles și vameșul Zacheu că cea mai mare bogăție este Dumnezeu. Zacheu, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. Zacheu, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. O pocăință sfântă Dumnezeu și lui a dat, jumătate din averea sa a dat la cei săraci. Și de rămase cineva care i-a suprit,
Să de acum scrie Cartea Sfântă, tot un împărit. Zachee, dă-te-n dată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. Zachee, dă-te-n dată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. Domnul să vă binecuvânteze, frate Valentin. Frumoasă cântare. Ne închinăm cu Soap Petrescu, după care rog pe fratele Vasile Bogdan, pe fratele pastor Bogdan, să ne motiveze scurt la rugăciunea de cauze, anunțăm, ne rugăm și acceptăm retragerea fratelui pastor să se odihnească. După care mai rămâne noi puțin să dau o curs și loc fiecăruia să poată să slujească pentru seara aceasta. Amin. Slăviți și binecuvântați să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce mare și bun, minunat și slăvit e Iisus al meu bun păstor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, lângă al vieții izvor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor voi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Ce bun salvator minunat și slăvit, povara mea el a purtat. El m-a ridicat și voi sta neclintit, pe culme iubirii salvat. El m-a ocrutit printre stânci de granit, deasupra uscatelor voi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Cu ce îndurare în cunună pe sfinți le dă plinătate de har, ascând în extazul iubirii fierbind, iertarea primită în dar. El m-a ocrutit printre stânci de granit, deasupra uscatelor voi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Și-n slavă în ceruri când mă-i ridica, să ies înainte în zor. Salvarea măreață și atunci voi cânta în glorie de mii de ori. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor voi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, soara Mariana. Înainte ca fratele pastor Bogdan să aducă mesajul, vreau să vă informez că dacă care va vedeți aici pe fratele Nelu Moholia și nu slujește, fratele Nelu este în călătorie. Ca să știți, din Austria spre România. Ca să știți motivul, să nu creadă cineva că nu dau loc fratelui Nelu la o poezie. Deci fratele Nelu este în călătorie, ne vom ruga pentru el. Domnul să-l păzească, să-l ocrotească în toate. Acum, scumpilor, ascultăm motivația de rugăciune adusă prin fratele pastor Vasile Bogdan. Citesc din Psalmul 143, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în felul următor. Doamne, ascultăm rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Amin. Frumos cuvânt, binecuvântat pentru inimile noastre.
E un psalm al lui David, psalmul acesta, ce imploră ajutorul, ascultarea rugăciunilor înălțate înaintea lui Dumnezeu. Și noi în seara aceasta dorim să facem la fel, să ne rugăm înaintea Domnului și primul lucru pe care îl dorim în urma acestui act binecuvântat de comuniune cu Dumnezeu e ascultarea rugăciunilor înălțate înaintea Domnului. Omului Dumnezeu însă continuă și definește cum ar fi bine pentru el ca ascultarea aceasta să se materializeze. Și aici spune în partea a doua a versetului 1: ascultă-mă în credincioșia și în dreptatea ta. Așadar, omului Dumnezeu vorbește de credincioșia celui preanalt. Și aceasta e bazată pe împlinirea promisiunilor divine pentru el atunci și pentru noi astăzi. E ceea ce ne avantajează. E ceea ce chiar avem nevoie atunci când apelăm la Dumnezeu, când dorim și trebuie să dorim să depindem de El. Prin aceasta El privește la noi pe baza celor promise și le împlinește, pentru că Dumnezeu e credincios în ceea ce El spune. Dar și în dreptatea ta. Dragii mei, dacă ar fi după dreptatea lui Dumnezeu, niciunul dintre noi n-ar fi aici. Niciun om de sub soare, în lumina dreptății lui Dumnezeu, nu am fi putut să fim plăcuți lui. Dar dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită prin persoana Domnului Iisus Hristos. Pentru noi, ceea ce spune aici omului Dumnezeu David este o împlinire în har, e o binecuvântare. Credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos ne avantajează. De aceea, noi trebuie să-L lăsăm ca astăzi ceea ce El spune trebuie să intru în casa ta, așa cum spuneam în mesaj. E nu doar o necesitate, e o trebuință, este o urgență. Pentru că doar astfel credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu e de partea noastră. Pentru că în dreptatea lui Dumnezeu a lovit în Iisus Hristos. Pedeapsa care dă pace a căzut peste El, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ascultarea rugăciunii noastre, privind prin persoana Domnului Iisus Hristos și prin meritele Lui, este o mare binecuvântare. Ascultă-mă în credincioșia și în dreptatea ta. Trăim vremuri minunate de har, pe care mulți le ocolesc, nu le bagă în seamă, dar acestea sunt în avantajul nostru. Ba mai mult, în versetul 2 spune: nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Acum e vremea mântuirii, e vremea harului, veniva și vremea judecății. E vremea judecății de sine. Fiecare să se cerceteze, să se judece pe sine. Astfel, în felul acesta, noi ne putem pune viața în rânduială. Judecându-ne pe noi și nu pe semenii noștri, vom putea apela la îndurarea lui Dumnezeu, la dragostea Lui. Și în timp ce în dreptatea Lui ar fi trebuit să fim pedepsiți pentru eternitate, noi suntem mântuiți pentru eternitate prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deși trăim realitățile descrise și în versetul 3, 4 și 5, vrăjmașul îmi urmărește sufletul, încalcă viața în picioare la pământ. Da, vrăjmașul, diavolul, e cel care urmărește sufletul nostru. Ar vrea să pierdem ceea ce am primit prin Iisus Hristos. Sau, pe mulți dintre oameni nu-i lasă să acceseze mântuirea sufletului oferită în dar de Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o realitate de fiecare zi. E lupta spirituală în care suntem angajați. Versetul 4 spune: îmi este mâhnit Duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu. E posibil ca cei care acum ne ascultă, o parte din ei, poate mai mult sau mai puțin, sau sunt zile în viața noastră când versetul 4 e o mare realitate, e mâhnit Duhul în noi, ne este tulburată inima înăuntrul nostru. Sunt momente de suferință,
momente de durere, de necaz, de împotrivire. Acestea sunt realități cu care ne confruntăm. Apoi, mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale, privind spre trecut. E posibil să fi avut zile de biruință, zile în care l-am preamărit pe Dumnezeu din toată inima noastră, au fost legate din punct de vedere spiritual altfel decât poate astăzi, când suntem într-o confruntare, poate chiar loviți, descurajați și căzuți. Dar trecutul acesta nu trebuie să ne descurajeze, trebuie să ne încurajeze, pentru că prezentul poate fi binecuvântat, ascultând Dumnezeu rugăciunea noastră și noi declarând că avem nevoie de El, de ajutorul Lui, de sprijinul Lui. Și în felul acesta să ne ridicăm la nivelul spiritual cerut de Dumnezeu. Poate au fost zile mai bune din punct de vedere a sănătății, a relațiilor. Acum sunt frământări, sunt probleme, sunt situații critice. Dragii mei, Dumnezeu e Cel care cunoaște, știe, își binecuvântează copiii cum știe El mai bine. E voia Lui împlinită în viața noastră. Noi declarăm că depindem de El și în această seară. Și în credincioșia și în dreptatea Lui, fără ca El să intre la judecată cu noi acum, ci oferindu-ne mântuirea, toate acestea sunt spre binele nostru. Suntem încurajați așadar să ne rugăm și în această seară și în fiecare zi din viața noastră, fiind astfel binecuvântați de El, prin ascultarea rugăciunii, aceasta în favoarea noastră, pentru mântuirea noastră, pentru rezolvarea problemelor pe care le avem, dar încadrați perfect în voia Lui. Și cel mai important lucru, pentru mântuirea sufletului nostru, oferită în dar prin Iisus Hristos, la care ajungem atunci când îngenunchem cu smerenie, ne pocăim, ne cerem iertare, pornim pe drumul pocăinței autentice, intrând în Biserica lui Hristos și având siguranța mântuirii pentru eternitate. Amin. Amin, frate Vasile, frate pastor Vasile Bogdan, Domnul să vă binecuvinteze. Voi da citire celor care s-au scris mesajul scrise pe YouTube, pe chat-ul de pe YouTube. Rodica, în numele Domnului vă rog să ne rugăm pentru sora mea, Lucreția, este la spital bolnavă. Dumnezeu să-ți atingă de ea cu vindecare și sănătate. Doamne, ascultă și vindecă. Cornelia Adam, fraților, vă rog să vă rugați pentru mine. Mă simt bolnav astăzi. Am făcut tensiune mare. Domnul să vă vindece sora Cornelia Adam, că El poate. Frate Vasile, pe lângă cele care le-am spus la început, nu uităm de Mihaela Neculau, mama e bolnavă de cancer. Ea are o dorință de aproape 2 ani înaintea Domnului. Domnul să o împlinească. Și băiatul Amos și nora Ana, împreună nepoțica, să rămân credincioși Domnului acolo în Elveția, unde trăiesc. De asemenea, Ioana Ungureanu, vă rog să vă rugați pentru sora Marcela, Domnul să o vindece pe deplin. Ne rugăm pentru sora Lidia de la Bistrița, Domnul să-i dea putere să-și crească copilul acela cu dezabilități. Ne rugăm pentru sora Maria, ne rugăm vindecare de plină, copilașul de 3 anișori, Domnul să îl vindece. Ne rugăm pentru sora Maria de la Oradea, face citostatice din 2 în 2 luni. Azi m-am întâlnit cu ea și am vorbit cu ea. E o soră la 71 de ani, 72 de ani, Dumnezeu să se îndure de ea. Ne rugăm pentru soacra mea, Domnul să o vindece, soția fratelui Cătană și nora, Domnul să le vindece. Dăm slavă Domnului pentru Valentin, pentru Florin Trif din Germania, că nu mai există cancer în corpul lui. Dumnezeu a arătat mare, mare, mare îndurare. Dar fratele Florin Trif are rugămintea să ne rugăm ca Domnul să aducă la mântuire pe cei 13 frați ai lui. Ne rugăm pentru sora Violeta din Ucraina, Domnul să o vindece. Ne rugăm pentru sora Violeta Bălan să asculte Domnul dorințele. Să vindece Domnul pe fratele Gigi Nicuță, care mereu este cu noi și în fiecare seară scrie câte un mesaj atât de frumos și încurajator. Frate Gigi, Domnul să vă binecuvinteze. Îmi permis să vă salut personal, să vă binecuvintez personal. De asemenea, ne rugăm pentru frații păstori, fratele păstor Bogdan Vasile și Luminița, fratele păstor Talpoș Grigore și sora Vera, fratele păstor Rafa Grigore și sora Adela. Domnul să le asculte dorințele cu privire la copii, nepoți,
rogine ce au Domnul să binecuvinteze, să protejeze familia lărgită, dar nu în ultimul rând și cel mai important, Domnul să țină acești bărbați sănătoși în duc și în trup să ne poată vesti Evanghelia. Nu este ușor, sunt chemați în toate părțile, dar totuși își fac timp când au deținut cuvântul, predica să vină și să ne onoreze cu prezența lor, vestindu-ne tainele Scripturii. Domnul să binecuvinteze frate Bogdan, frate Talpuș și fratele Rafa. De asemenea, ne rugăm pentru fratele Petrica Ursache să-l vindece Domnul în urma citostatecelor. Mulțumim Domnului că a arătat îndurare față de sora Luminița Bogdan, mamța fratele păstor Bogdan și aseară. Ne rugăm pentru sora Dan Ana, se asculte Domnul dorințele să se împlinească, sora Pintican Valeria, se asculte Domnul dorințele, sora Tania, sora Ghevan, fratele Valentin Trif, sora Pașca, sora Dorina Blaj, sora Olea, sora Reli Cârză, sora Ciui. Sora Ciui este și bolnavă, atât dumnea ei cu coloana, cât soțul cu colonul și Daniel, fiul bolnav. Domnul să-i și vindece, că el poate. Sora Rosi, Domnul să asculte dorințele ei, să le plinească. Sora Angela Mărginan, Domnul să o binecuvinteze în fiecare seară cu sânduc, este prezent aici la deschiderea studioului și mă ajută foarte mult. Domnul să o binecuvinteze. Ne rugăm pentru sora Hulpea, Domnul să asculte dorințele să le plinească. Am amintit și reamintesc Cornelia Adam, Domnul să o vindece. Asta a simțit rău, Domnul să o vindece. Sora Petrescu are dorințe, Domnul să-i le asculte. Se aducă familia la mântuire. De asemenea, ne rugăm pentru Bogdan Daniela, o tânără care are nevoie de ajutorul Domnului. Dumnezeu să se îndure și să-i dea vindecare de plină. Este membru cu noi în grupul Hrană Zilnică. Ne rugăm, scumpilor, pentru Ucraina, frații noștri din Ucraina. Și ne rugăm pentru președinții țărilor care sunt îngăduiți de Dumnezeu la conducerea țărilor, să le dea Dumnezeu înțelepciune să asculte de el și de planul lui. Biblia spune foarte clar, Scriptura spune așa, că Dumnezeu pune pe împărat să îl răstoarnă. Domnul să dea lumină și înțelepciune să se oprească și acest măcel din Ucraina, că Dumnezeu poate. Dacă cineva poate să pună capăt unor lucruri, numai Dumnezeu. De asemenea, dragilor, ne rugăm pentru sânducul Domnul să îl întărească în situația lui și să-i dea putere să rămână credincios Domnului până la capăt. Pe Dumnezeu Mohole să ajungă cu bine în România, din România înapoi, când va călători, Domnul să-l păzească și să-l ocrotească. De asemenea, scumpilor, dacă nu uitați la de Vasile și de mine, de casa mea, am două dorințe înaintea Domnului și Domnul să mi le împlinească. Să ne rugăm pentru sora Lucreția Unul. Nu-și mai scrie dorințele, dar eu le știu. Are dorințe după voia Domnului, Domnul să-i le asculte și să-i le împlinească și la sora Lucreția Onul. Acum, frate păstor Bogdan, dacă dumneavoastră mai aveți, vă rog să anunțați. Să ne rugăm pentru fratele Viorel Grosu, Domnul să-i dea vindecare, sora Rodica, fratele Dragoș, din nou, să aducem înaintea Domnului bolnav și dumnealui, acel copilaș bolnav de autism, Gabriel, pentru fratele Cornel Gerasim, să ne rugăm ca Domnul în continuare să dea vindecare și insist și eu să ne rugăm pentru pacea din țara noastră, pentru intervenția lui Dumnezeu în conflictul din Ucraina și Dumnezeu să ne păzească astfel încât viața noastră să fie în siguranță și în mod deosebit duhovnicește să rămânem pe poziția de sfințenie cerută de El. Dumnezeu să ne ajute și să ne asculte. Amin. Frate Vasile, n-aș vrea să uit de sora Maria Căluș. După cum știți, dragilor, sora Maria Căluș, 7 ani, a avut pe soacra bolnavă cu demență. Numai Dumnezeu știe câte necazuri a avut. Dumnezeu a chemat-o acasă, dar este și ea bolnavă. Și totuși are dorință să-i vină soțul la pocăință, copiii, nepoții și așa mai departe. Dumnezeu să asculte această dorință. Frate Vasile, e ceva de zâmbit acum, dar totuși apreciez sinceritatea cu care sora Lăcătu scrie, Dumnezeu să bage sănătate în tine, frate, mulțumim pentru dumneavoastră, că sunteți un om deosebit. Cred că la dumneavoastră se referă frate Vasile, nu la mine, că nu scrie numele. Deci e o pronunție sinceră, chiar dacă e cu noțiuni interesante, dar eu sunt o exprimare sinceră, frate Vasile. Vreau să ne rugăm totodată pentru toți care sunt prezenți, fie pe YouTube, fie pe Zoom. Și aș mai avea dorința, frate Vasile, să ne rugăm pentru misionari,
că am cam lăsat-o deoparte, să ne rugăm pentru toți păstorii care conduc biserici, prezbiteri sau diaconi, sau conducători de biserici, să asculte de vocea Domnului și oile să primească hrană binevenită și Domnul să-i călăuzească prin Duhul Sfânt să poată conduce oile la apă de limpeș la pășun vers, cum spune Scriptura. Frate Vasile, înălțați vocea cu către Dumnezeu și Dumnezeu din cer ascultă rugăciunea scumpilor. Să știți că Dumnezeu ascultă. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim frumos pentru că ne dai ocazia din nou să stăm înaintea ta în rugăciune. După ce ne-ai încurajat, ne-ai îmbărbătat, ne-ai mustrat prin mesaj de cântare, de poezie, de predică, mulțumim frumos pentru că simțim prezența ta aici și acum, Doamne, în credincioșia și în dreptatea ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm frumos, în primul rând, să ne ierți, să curățești viața noastră, să privești la noi cu îndurare și cu dragoste. Suntem aici cu credință și în meritele Domnului Iisus Hristos, în rugăciune, Doamne, uniți toți cei ce ne aflăm acum, te rugăm să privești cu îndurare spre noi. Și îți mulțumim pentru răspunsul ce deja l-ai pregătit. Și acesta suntem convinși cel mai bun pentru noi, pentru că împlinește voia ta. Doamne Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să ne binecuvintezi viața cu pace în primul rând. Pace lăuntrică, pace între semeni, pace cu Tine în primul rând, Doamne. Și apoi te rog să lași pacea Ta și în situația și în zona de conflict actuală. Binecuvintează Ucraina cu pace. Cercetează-i pe cei ce sunt acum implicați în acest conflict. Binecuvintează conducătorii țărilor implicate. Binecuvintează Rusia, binecuvintează Ucraina, binecuvintează America, binecuvintează România, țările Europei și lumea întreagă. Și toți cei care se adună și hotărăsc soarta multor oameni la ceasul acesta, te rog să le dai lumină și Duhul Tău cel Sfânt să atingă cu dorință de pace. Și îți mulțumim frumos pentru răspunsul pe care l-ai pregătit și în direcția aceasta. Te rugăm să te înduri de frații noștri din Ucraina, îndură-te de cei ce se refugiați, păzește-i, ocrotește-i, întărește-i și mai mult decât orice, cercetează-i pentru pocăință. Și nu numai pe ei, pe toți cei ce auzim și toți cei care suntem atinși într-un fel prin crizele acestea materiale de situație din Ucraina. Doamne, aici e voia Ta, e planul Tău, e ceasul Tău. Noi nu putem schimba nimic decât să spunem că depindem de Tine. Ajută-ne să nu ne îngrijorăm, să nu ne prindă teama, ci vrem să ne încredem în Tine, Doamne. Și de aceea Te rugăm, lucrează cum știi Tu mai bine în viața tuturor, astfel încât planul și voia Ta să se împlinească, iar oamenii să se întoarcă la Tine. Doamne, Tu dorești ca astăzi să intri și să rămâi în casa tuturor celor ce sunt acum pe Zoom și pe YouTube și a celor care, Doamne, într-un fel sau altul intră în contact cu Evanghelia. Mulțumim pentru frații români de pretutindeni, binecuvântă-i. Iar cei care încă nu sunt mântuiți, Doamne, Te rog, ajută-i până nu-i prea târziu, cât e încă în picioare făgăduința intrării în odihna Ta, să nu se pomenească veniți prea târziu. Doamne, Te rugăm să dai har, biruință și să Te folosești și de implicarea noastră în slujire aici pe Zoom și pe YouTube. Și fă ca fiecare mesaj rostit, într-un fel sau altul, prin poezie, prin cântare, prin predică, ai vrea din toată inima să faci, Doamne, cu rodnicie lucrarea aceasta. Și îți mulțumim frumos că în sensul acesta Tu ești gata să binecuvintezi robii Tăi. Așa cum am fost și îndemnați, Te rugăm, binecuvintează-i pe toți cei ce se ridică în numele Tău și predică Evanghelia. Binecuvintează păstorii, misionarii, lucrătorii Tăi, Doamne, învățătorii Tăi, oameni implicați în lucrare într-un fel sau altul. Te rog să-i ții în har și să le dai biruință și putere. Ai milă, Te rugăm frumos, de toți cei care pleacă în misiune, Doamne, în țări îndepărtate, acolo sunt condiții critice. Ai milă, păzește-i, ocrotește-i și fă ca Evanghelia să poată prospera și oamenii să vină la mântuire. Ai milă de cei care predică Evanghelia aici, pe Zoom și pe YouTube. Binecuvântă pe fratele Talpoș, cu întreaga lui familie și lucrarea ce împlinește. Ai milă de fratele Rafa Grigorie. Binecuvintează pe dumnealui, pe sora Adela, copiii, nepoții, lucrarea, păzește, dă sănătate, ocrotește, Doamne. Ai milă și de fratele Florin, împlinește-i dorințele cele două ce le are. Ai milă de soția dumnealui, de mama soacră. Binecuvântă-i copiii, Doamne, nepoții. Te rog să-l luminezi, să-l întărești, să-l sfințești, să-l păzești în călătorie.
și dorim din toată inima ca prezența ta sfințitoare să fie peste dumnealui și peste fiecare dintre noi. Ai milă și de mine, binecuvintează-mi soția mai departe, dă-i sănătate, binecuvintează pe Filip, nepotul nostru, pe Alex, pe Betty, pe Oana și pe Cătălin, îi punem în mâna ta, Doamne, și te rugăm să ne conduci și să ne binecuvânți. Nu uităm, Doamne, pe toți cei ce se implică în lucrarea ta, prin cântare, poezie, fac lucrul acesta cu credincioșie, te rog să-i întărești și la vremea potrivită să-i răsplătești. Doamne, sunt așa multe situații legate de probleme de sănătate, nu le putem atinge pe toate, cele ce le cunoaștem și în limita umană le putem rosti, o facem și în seara aceasta și te rugăm să lucrezi. Ai milă de nepoții, sorei Tabita, dă vindecare. Binecuvântă-l pe fratele Cristi, Doamne, care este în suferință. Atinge-te cu vindecarea ta de el. Te rog, binecuvintează pe sora Lucreția, care este în spital, pe sora Cornelia Adam și problemele ei. Ai milă și ascultă, Doamne, rugăciunile sorei Neculau. Te rog să o binecuvintezi pe ea, pe mama ei bolnavă și pe copiii dumnea ei. Te rog ca tu să rezolvi orice problemă și prin harul tău să fie binecuvântați în toate problemele pe care le au. Binecuvintează pe sora Ioana Ungureanu, Doamne. Tu cunoști situația prin care trece. Pe sora Lidia și acel copil, Doamne, cu dizabilități pe care îl crește și de care trebuie să aibă grijă. Te rog să lucrezi cu mâna ta ocrotitoare. Îndură-te de toți copiii bolnavi, în special acest copil de 3 ani care nu poate vorbi. Dar nu numai acesta, te rog și pentru Gabriel, bolnav de autism, și pentru mulți alți copii ce sunt în suferință. Te aducem înaintea ta și în această seară și te rugăm frumos să lucrezi în viața lor. Ai milă de sora aceasta, Maria, de la Oradea, care face citostatice, tu cunoști starea ei. Atinge-te, Doamne, încurajează-o, mărește-i credința. Și în voia ta, Doamne, te rugăm de vindecarea de care are nevoie. Îndură-te de toți bolnavii de cancer. Ai milă de cei care au tratamente dure ce trebuie să le facă. Ai milă de cei ce sunt operați, cei care sunt pregătiți pentru operație. Binecuvântă-i pe cei de la terapie intensivă, pe cei care sunt în spital la ceasul acesta, pe cei care au dureri în trupul lor. Doamne, intervină și adu vindecarea ta. Ne rugăm pentru familia Catană, pentru fratele Costel, pentru soția lui și pentru întreaga casă. Te rog să o binecuvintezi, Doamne, și să aduci vindecare și binecuvântare. Ne rugăm pentru sora Căluș Maria și dorințele ei. Dă rezolvarea ta din cer. Doamne, mulțumim că te-ai îndurat de fratele Florin Trif. Te rog să-l binecuvintezi și să împlinești și dorința mântuirii celor dragi. Ai milă de sora Violeta Bălan, de fratele Gigi Nicuță. Binecuvintează, te rugăm, pe toți cei care sunt legați, Doamne, de un cărucior cu rotile, care sunt paralizați, Doamne. Ai milă de cei care au probleme psihice. Îndură-te, Doamne, de cei care au boli degenerative, Doamne. Te rog ca Tu să-i binecuvintezi și să te apropii, să te atingi de ei. Îndură-te de sora Dana, de sora Pintican, Doamne, de problemele dumnealor, rezolvă, dă biruință. Ai milă de sora Ghiran, de sora Rodica Ciui, de sora Rozi, de sora Reli Cârjă. Doamne, binecuvintează persoanele acestea. De fiecare dată rostezi binecuvântări. Tu ești cel care știi să binecuvintezi și îți mulțumim pentru că o faci la vreme. Ne rugăm și pentru sora Hulpea Maria, binecuvintează-o, pentru sora Petrescu. Ai milă și de sora Daniela Bogian, Doamne, te rog să dai vindecarea ta. Ne rugăm și pentru fratele Cornel Gherasim, îndură-te de el. Te rog să-i rezolvi până la capăt problema de sănătate. Ai milă și de fratele Sânducu, Doamne. Îndură-te de fratele Nelu Moholea, care este în călătorie. Nu uităm pe cei care se roagă pentru familia lor, pentru copiii lor. Ai milă de sora Lucreția Onul, Doamne, și dai rezolvare problemelor. Îndură-te și de sora Lăcătuș, Doamne. Te rugăm să te înduri, Doamne, să dai vindecare fratelui Viorel Grosu. Ai milă de sora Rodica, de fratele Dragoș. Binecuvintează, te rugăm, pe fratele Valentin Trif în egală măsură. Ai milă și de fratele Răducu, care este bolnav. Doamne, lista poate continua. Noi suntem limitați, nu știm mai mult. Dar pentru că Tu știi totul, Doamne, și pătrunzi totul, stăm la dispoziția Ta și te rugăm, ai milă de noi și în seara aceasta. Ascultă-ne în credincioșia și în dreptatea Ta. Și îți mulțumim frumos pentru răspunsul pregătit. Te rugăm frumos, fii cu noi și în noaptea aceasta. Stăm în mâna Ta, păzește țara noastră de război. Binecuvintează-ne în mijlocul frământorilor materiale. Ajută-ne în criza aceasta, Doamne, să nu căutăm decât să Te slujim pe Tine.
dacă trecem prin vrem de încercare, dă-ne putere să rămânem verticali și să avem o mărturie adevărată. Binecuvintează familiile cu mulți copii, îndură-te de cei care își caut un loc de muncă, ai milă de cei ce nu-și pot câștiga existența și îți mulțumim frumos că tu îi binecuvintezi pe copiii tăi, pentru că ai promis aceasta. Ne încredem în tine și mergem prin puterea ta, în numele Domnului Iisus Hristos și prin călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Amin, frate Vasile. Mulțumim Domnului care ascultă rugăciunea. Scumpilor, să nu creadă cineva că rugăciunile înălțate aici de frații păstori sau rare ori când mă rog eu, nu sunt ascultate. Sunt ascultate, dar Dumnezeu are un timp pentru orice situație când o rezolvă. Totuși Dumnezeu, nemai decât un imbold, și mai auzim pe câte unul, cum a fost fratele Valentin, fratele Florin Trif, că Dumnezeu i-a luat cancerul din corp. L-a vindecat. Așa că să fim plini de încredere. Rog pe fratele pastor Bogdan să aducă mesajul și să rostească binecuvântarea pentru noi toți. Psalmul 146, versetul 3. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceea zi le pierd și planurile. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Amin. Fiți binecuvântați cu pace și protecție divină. Dumnezeu să vă ajute să călătoriți pe drumul credinței până la capăt și în felul acesta să primim ceea ce Domnul a promis copiilor lui. Amin. Frate Vasile, am și un citat pentru noi toți. Așa mi s-a deschis și tare mult îmi place. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci, spune Daniel 12:3. Să fim printre aceia, scumpilor. Frate Vasile, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe noastră, sora Lumnița, în primul rând Filip și pe urmă copiii și mai departe. Eu știu ce înseamnă primul nepot. Acum am 7. Domnul să vă binecuvânteze slujirea cu atâta dorire care o faceți. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Vasile. Scumpilor, rămâneți cu noi, ne bucurăm în continuare. Nu plecați, cel puțin dacă vă place cântarea, rămâneți cu noi. Ne închinăm cu sora Geta Danciu, urmată de Tabita, sora Pintican, sora Blaj, fratele Cătană și fratele Trif, după care vom anunța următoarele puncte. Dacă sora Geta Danciu nu-i pregătită, dacă e pregătită, uite aici. Sufletul trebuie să-l dă.
Domnul să vă binecuvânteze, sora Geta, frumoasă cântare. Ne închinăm cu sora Valeria, după care sora Dorina Blaș. Fie Domnului, iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru gândul nesfințit, pentru patima am privit, pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă, Tu iar, Doamne, iartă-mă, Tu iar. Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu, pentru timpul meu trecut, fără rodul ce l-ai vrut, fără dragostea cu jar, Doamne, iartă-mă, Tu iar, Doamne, iartă-mă, Tu iar. Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu, pentru felul meu firesc, printre oameni când pășesc, pentru traiul în zadar, Doamne, iartă-mă, Tu iar, Doamne, iartă-mă, Tu iar. Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu, pentru nevegherea mea, de-a rămâne în voia Ta, pentru tot ce-a fost murdar, Doamne, iartă-mă, Tu iar, Doamne, iartă-mă, Tu iar. Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu. Doar iertarea ce mi-o dai, îmi păstrează ale păcii rai și mă zboară iar și iar, Doamne-n veșnicuț hotar, Doamne-n veșnicuț hotar. Amin. Amin, sora Pindecan. Sora Geta a cerut permisiune de retragere, sora Geta se acceptă. Că dumneavoastră ați slujit. Domnul să vă dea somn dulce și liniștit, sora Geta Danciu. Acum ne închinăm cu sora Dorina Blaș, că îmi place. Sora Dorina zice că e trează, parcă a dormit două nopți. Îmi place de dumneai. E foarte activă, militaroasă. Ne închinăm cu sora Dorina Blaș, fratele Cătană, iar în final fratele Tri va cânta cântarea de mulțumire. După care vrem să rămânem pe Zoom să discutăm puțin situația din Ucraina. Care vreți să intrați cu noi, din cei de pe YouTube, vă așteptăm pe Zoom. Nu mai discutăm live nimic decât numai pe Zoom, scumpilor. Vă aștept să veniți pe Zoom. Voi pune link-ul și vă aștept să veniți pe Zoom. Pe lângă crucea lui Iisus, pe lângă crucea lui Iisus, odată am trecut, El mă privea duios de sus, eu nu L-am cunoscut. Și parcă înșoptea gentil că pentru al meu păcat El a răbdat cel mai greu chin, murind pe lemnul blestemat. Un fior rece m-a cuprins, văzându-L cum muria și cum ostașii L-au străpuns în piept cu lancia grea. Atunci am suspinat cu dor
și am zis în sinea mea, o, scump și bun Mântuitor, îți dau inima mea, căci mai întâi tu m-ai iubit, de aceea te iubesc, pentru că viața ți-ai jertfit, în viața mea eu te primesc. Deci vreau să merg pe drumul tău, ca tu să mă păzești, pe vreme bună și la greu, în har tu să mă crești. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvinteze, sora Dorina, frumoasă poezie. Ne încheiem acum cu fratele Cătană, după care încheiem cu cântat de mulțumire prin fratele Valentin Trifu. Când ești aproape de Dumnezeu, nimic în viață nu ți este greu. Când ai pe Iisus, totul frumos, căci El e viață, Iisus Hristos. Nu vei avea din fericit cu Dumnezeu dacă nu stai mereu în El, pe calea sa. Dacă-i așa, întoarce-te și nu pleca. Iisus iubește ființa ta, nu uita. Nu vei avea din fericit cu Dumnezeu dacă nu stai mereu El pe calea sa. Dacă-i așa, întoarce-te și nu pleca. Iisus iubește ființa ta, nu uita. Privește jertfa din Golgota, îți dă viață din moartea sa. Azi se mai poate, mai este har, încă iertarea se dă-n dar. Nu te opri, gândește-te ce-ai tot, ce ești. Iisus te-ndeamnă să pășești pe calea sa. El vine iar și vei uita de acest pământ, te vei înălța cu cel preasfânt în curând. Nu te opri, gândește pe ce-ai fost, ce ești. Iisus te-ndeamnă să pășești pe calea sa. El vine iar și vei uita de acest pământ, te vei înălța la cel preasfânt în curând. Frate Cătană, eu zic
Domnul să vă binecuvinteze și să vă vindece. Amin. Să puteți cânta cum trebuie. Amin. Acum, scumpilor, cântăm o cântare care fratele Valentin găsește de cuvință să o cânte și încheiem seara aceasta. Pentru că fratele Valentin are multe cântări în program și îmi place de el. Uneori mai zic sora Valentin, sora Triv, dar ce să facem acum când eu un rând de surori la slujire și ajung în dreptul lui, uneori îl mai fac soră. Nu se supără dumnealui pe mine. Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburate persebeau. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de pâinea care m-ai hrănit rământ fiind, cer iertare pentru pâinea ce-am călcat-o neștiind. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de rugăciunea înălțată prin Duh Sfânt. Cer iertare rugăciunii îngânate murmurând. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de ziua plină folosită spre Hristos. Cer iertare pentru ziua ce-am pierdut fără de folos. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Frate Valentin, s-a încheiat seara aceasta cu o dorință care fiecare avea să-și aducă minte Domnul numai de lucrurile bune din viața noastră. Doamne, adu-ți aminte, să nu-și aducă minte de nimic din ce a fost rău, numai de ce e pe placul lui. Scumpilor, vă doresc tuturor o noapte binecuvântată, celor de pe YouTube, cei de pe Zoom mai rămân puțin. Domnul să pună în noi pace, bucurie, dor de veșnicie. Și psalmistul spune atât de frumos: eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Următoarea întâlnire, dacă Domnul ne va da viață, sănătate, scumpilor, va fi duminică. Domnul Dumnezeu Celui și al Pământului să vă binecuvânteze pe toți, să ne ajute să rămânem credincioși, mulțumitori, și să se vadă în noi chipul Lui. Și, Doamne, nu-ți aduce aminte de nimic din ce a fost rău, numai din ceea ce e bun, că asta ne dorim toți. Că dacă stăm să ne analizăm, fiecare personal, nu aici, în public, trebuie să plecăm capul jos împreună cu mine.
dar Domnul e atât de bun cu noi, încât nu ne putem noi imagina. Și El arată bunătatea asta față de noi, tocmai pe motiv ca să ne pocăim. Și Doamne ajută-m în primul rând mie și tuturor care vor. Scumpilor, vă doresc o noapte binecuvântată și dacă Domnul ne ajută, cum am spus, ne vedem duminică. Dacă doriți să intrați pe Zoom, vă așteptăm aici. Fiți binecuvântați de Dumnezeu!